Bună seara, bun găsit! Cât a fost campania electorală, am auzit de la președinte și premier că sunt semnale pozitive, că ieșim din criză, ba chiar că se relansează economia României în a doua parte a anului. Acum trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău. Ce înseamnă acest ce e mai rău? Ce ne așteaptă? Încercăm să aflăm în această seară. Va putea guvernul să plătească salariile în condițiile în care acum se tot împrumută de pe piață pentru cheltuielile curente? Da sau nu? Vor mai crește pensiile în a doua parte a anului, așa cum a promis ministrul muncii? Da sau nu? Se mai ieftinesc gazele și curentul electric, așa cum promisese guvernul, sau dimpotrivă se scumpesc? Ajunge euro la 4,7 lei, așa cum anunță ING, ajunge la 5 lei, da sau nu? Va crește TVA, va crește impozitul pe venit. De asemenea, încercăm să aflăm care sunt ramurile economice vulnerabile, cele care vor furniza cei mai mulți șomeri. Invitați la Da sau Nu în această seară un reprezentant al patronatelor, doamna Maria Grapini de la Timișoara, în legătură cu noi în această seară, un reprezentant al sindicatelor, domnul Vasile Marica, și doi jurnaliști, Ion M. Ioniță, redactor șef adjunct Adevărul. Bună seara, bine ați venit, și Radu Soviani, editor Money Channel. Mă bazez în această seară mult pe tine, Radu. Vă propun, înainte să intrăm în toate aceste lucruri pe care le-am scris pe tablă, și rog pe colegi să ne și ajute, pentru că aș vrea să completăm zona de informație pentru a traduce recesiunea, domnilor, pe interesul tuturor. Aș vrea să știu la ce curs vom ajunge, cum spuneam mai devreme. Aș vrea să vedem ce se va întâmpla de aici mai departe cu prețurile la energie, am spus. Să vedem, s-au făcut astăzi deja niște anunțuri în privința benzinei. Aș vrea să vedem dacă o să crească TVA-ul și la cât. Însă, înainte, vă propun să contextualizăm puțin toate aceste declarații care au venit ca un tăvălug în ultimele zile, după ce am avut o altă zonă la polul opus de declarații, o zonă extrem de optimistă. Vă propun să le vedem împreună, să le discutăm după. Rămân pe pronosticul de creștere economică 1,5-2%. Convingerea mea este că vom avea creștere economică în 2009. Eu personal cred că revenim în teritoriul pozitiv. Și pentru tot anul o să fim în teritoriul pozitiv. Există semne pozitive în economia românească, precum stabilizarea cursului, scăderea dobânzii de referință a băncii naționale, creșterea veniturilor bugetare, așa cum a fost în luna aprilie, creșterea investițiilor străine. Sunt semnale care ne dau încredere că suntem pe drumul cel bun, criza nu s-a sfârșit, dar că măsurile pe care le luăm ajută economia românească. Există în acest moment câteva semne pozitive în economie care ne dau speranța că în trimestrul 2 și în trimestrele următoare va exista premisa relansării economice a țării. Eu cred că nu este fundul prăpastiei. Cred că și trimestrul 2 și trimestrul 3 vor arăta în continuare date negative semnificative. Optimismul manifestat de Banca Națională după luna aprilie nu are acoperire în evoluțiile viitoare economice și că vom avea scădere de produs intern brut și în trimestrul 2, ceea ce înseamnă intrare în recesiune. Domnilor, dacă investițiile creșteau, dacă veniturile la buget creșteau, ce s-a întâmplat din mai până acum? Pentru că ne pregăteam așa în forță să rupem gura Europei, să spun așa, să ne relansăm noi economic în a doua parte a anului, și dintr-o dată am ajuns la acest sacadat recesiune. Radu Sovia. Este spargerea unei bule create de domniile lor, de politicieni, mă refer în mod special. A fost acea noțiune de wishful thinking, mai degrabă ce am vrea noi să se întâmple, aia spunem că se va întâmpla. Dacă vrem să facem un clasament al ridicolului, cel mai ridicol de aici este domnul prim-ministru Emil Boc, cu tot respectul pentru domnia sa. În 16 mai era deja evident de mult timp că suntem în recesiune. Președintele spunea că vom intra în recesiune, cu tot respectul pentru domnul președinte, avem următoarea situație. Dânsul este întârziat la petrecere și în același timp primul la petrecere. De ce? Pentru că autoritățile s-au oferit să declare recesiunea, deși oficial suntem în recesiune, dacă privim tehnic datele, după definiția tehnică, de la 1 ianuarie 2019. Permiteți-mi asta nu-i petrecere, ăsta e parastas deja. Parastas petrecere, dar oricum într-o lume în care lumea este beată, poate confunda foarte ușor.
ușor parastasul cu petrecerea. Din păcate, dacă îmi permiteți să desenez ceva, să arăt evoluția economică din cele ultimele trei trimestre pentru care avem date. Ce reprezintă recesiunea? Din punct de vedere tehnic, reprezintă o scădere a unui trimestru față de trimestrul precedent, urmat de un alt trimestru scădere față de trimestrul precedent. Două trimestre consecutive de scădere, de contracție economică față de trimestrul precedent, dar atenție, nu în același an. Aici greșește domnul președinte Traian Băsescu. Mă rog, pentru că aducem tabelul avem după aceea înapoi. În același an, da. O să desenez ce înseamnă, potrivit datelor de la statistică pe care le am aici, ce a însemnat evoluția economiei românești. Trimestrul 3-2008 față de trimestrul 2-2008. Deci scriu aici T3 față de trimestrul 2-2008. Avem o scădere ușoară, este drept de minus 0,1%. Trimestrul 4-2008 față de trimestrul 3-2008. Față de trimestrul 3-2008 avem o scădere de minus 2,8%, ceea ce înseamnă că la 1 ianuarie 2009, din punct de vedere tehnic, suntem în recesiune. Sper că am pronunțat corect. Dacă ne uităm și la trimestrul 1-2009 față de trimestrul 4-2008, aici vedem o scădere chiar mai dramatică, respectiv minus 4,6%, ceea ce înseamnă că avem 1, 2, 3 trimestre consecutive de scădere economică. O să spuneți, minus 0,1 nu este foarte semnificativ. Nu este, dar sensul contează. Și atunci, dacă privim cele două contracții semnificative, T4, trimestrul 4 față de trimestrul 3, trimestrul 1 față de trimestrul 4, deja la 31 martie 2009, suntem de la 31 martie 2009 în recesiune. Care se traduce prin ce, Radu? Care se traduce, și aici putem merge la ceea ce ai desenat puțin mai devreme. În termeni simpli, înseamnă o înrăutățire a activității economice generalizată, scădere a activității economice, care se traduce, dacă îmi permit să completez o parte din acestea, următoarele le vom completa mai încolo, o creștere a ratei șomajului. Înseamnă o scădere a veniturilor companiilor și, prin urmare, o scădere a banilor către bugetul general consolidat. Da, nu ne spunea domnul Boc că veniturile la buget au crescut? De asta l-am pus primul în acel clasament. Nu au crescut, pentru că dacă ne uităm după primele 4 luni ale anului 2009 față de primele 4 luni ale anului trecut, scăderea nominală, deci fără inflație, este de minus 6,6%. Datele de la sfârșitul lunii aprilie. În timp ce veniturile au scăzut cu minus 6,6%, cheltuielile bugetare s-au majorat cu 11,6%. Adică exact cum nu trebuie să se întâmple. Din perspectiva numărului șomerilor, aici avem perspectivă de creștere. Din perspectiva salariilor, aici avem perspectivă de scădere. Pentru că dacă o firmă, o companie va produce mai puțin, va avea profit mai mic, atunci are toate condițiile ca să procedeze la ceea ce nu ne place. Disponibilizare. Și de asta am văzut în luna aprilie anul acesta față de aprilie anul trecut aproape o dublare a ratei șomajului. Am urcat la 5,7%, iar perspectivele sunt în continuare de creștere pentru șomaj. În ceea ce privește pensiile, am văzut un artificiu prin care s-a plafonat majorarea pensiilor. Și bine s-a întâmplat, pentru că ele au fost majorate fără fundament economic. Respectiv, s-a trecut de la punctul de pensie 45% din câștigul salarial mediu brut undeva la 41% și s-a spus că va fi indexat punctul de pensie cu rata inflației. Rata inflației comunicată, care diferă din perspectiva mea de ceea ce vom asista în piață efectiv, pentru că există o parte a economiei care nu este cuantificată prin rata inflației, atunci pensiile vor avea, să spunem, o ușoară tendință nominală de creștere, nominală, ușoară, foarte, foarte ușoară. În traducere, dar pentru pensionar, asta însemnând că nu li se va tăia din pensii. Asta înseamnă pentru pensionar că nu li se va tăia din pensii, dar pe măsură ce inflația poate să avanseze, vor observa cum vor putea cumpăra mai puține bunuri și servicii decât puteau înainte. Asta cu tot respectul pentru inflația comunicată de statistică, pentru că se spune pensiile vor fi majorate în funcție. Să adăugăm atunci și inflație pe ultima rubrică și să o discutăm la un moment dat. Și m-aș întoarce către Ioniță în momentul ăsta pentru a pune o întrebare, spuneam la început, de context. Atunci, de ce aceste declarații acum? De ce am avut valul acesta optimist? Și de ce dintr-o dată președintele iese și rostește atât de dramatic recesiune? Ba mai mult, este și o notă foarte critică la adresa BNR. E foarte simplu. Data, calendarul ne spune. Pentru că suntem în a doua parte, intrăm în a doua parte a lunii iunie, se termină trimestrul 2 și vor fi date cândva datele economice pe primele 6 luni, care sunt în cădere, în picaie, s-au prăbușit. Nu numai că nu s-a relansat economia, s-a relaxat de tot. Mai are puțin și moare relaxată și cu zâmbetul pe buze.
Pentru că asta este realitatea după primele 6 luni. Scădere în primul trimestru și dacă ținem cont și de artificiu, vorbind mai de 2 trimestre în același an, nu există. Asta este o scuză. Să mergem pe această scuză, să o acceptăm, să fim și noi puțin mai puțin catolici decât Papa, zicem, nu ținem cont de 31 decembrie anul trecut, mergem pe trimestrul ăsta și avem o cădere de 2 trimestre consecutive, ceea ce înseamnă, tehnic vorbind, recesiune, cum s-a pronunțat așa pe silabe, și nu ai ce să le faci la datele astea economice. Nu poți să vii în fața oamenilor să le spui, știți, e cădere de 7%, poate 8%, 9%, să vedem statistica, dar e creștere. N-ai cum. Oricât ai fi de bun politician, n-ai cum. E cu minus. Acolo scrie minus. Nu plus, nu zero, nu V, nu U, nu W, nu nimic. Cădere, pantă. Și atunci trebuie să vii să spui, da, dumne, asta e realitatea, avem recesiune. Și asta e, o avem. Ceea ce era iluzoriu era înainte, când recesiunea la nivel global este atât de profundă, când piețele noastre nu cresc, nu-și revin, Germania, Italia, piețele de export tradiționale, Uniunea Europeană, 70% din exportul nostru era pe Uniunea Europeană, s-au prăbușit. Noi de unde să avem creștere economică? De la Sfântul Petru din cer, era evident. O să mergem la doamna Grapidin să ne spună de unde am putea să avem creștere economică, dar întrebarea mea este, BNR a contribuit la acest joc? Pentru că primele semnale după optimismul domnului Sărescu au venit din partea BNR și viceguvernatorul Dișmărescu și consilierul domnului Sărescu, domnul Lucian Croitor, au fost cei care au dat primii semnalul rău, să spun așa. Dacă îmi permiți, pentru că am fost la toate acele declarații, am fost în sală. Când spunea domnul guvernator Sărescu că domnia sa vede o creștere în teritoriu pozitiv, răspundea la o întrebare pe care am adresat-o, dacă există șanse rezonabile ca economia să evolueze în teritoriul pozitiv 2009. Domnia sa a spus un cuvânt și s-a văzut pe bandă. Personal. Domnia sa credea, nu în calitate de guvernator neapărat, pentru că în același timp, în aceeași conferință de presă, Banca Centrală construia prognoza de inflație pe baza unui scenariu de bază, un scenariu care ar fi avut cele mai multe șanse să se întâmple, de minus 4%, și au spus oficialii băncii centrale acolo. Domnul Sărescu credea personal, probabil că era mai degrabă o speranță să evoluăm în teritoriul pozitiv, dar nu este vorba despre prognoza băncii centrale. S-au vrut să facă cum a făcut și șeful FMI, să încerce să iasă din această psihoză, cum s-a spus. Nu este vorba și de o injecție de optimism. Este pentru că dacă mai vii și le dai și în cap și psihologic vii cu o veste din asta, din calitatea pe care o ai, e clar că economia suferă și din acest punct de vedere a lipsei de încredere. Mai dai puțină încredere, că asta nu costă nimic. Haideți să vedem, în ce scuze pe domnul Marica, mergem la Timișoara, doamna Grapini, să vedem dacă a funcționat optimismul injectat mai real sau artificial în zona, în mediul de afaceri. Doamna Grapini, bună seara! Bună seara! Evident, n-a funcționat, pentru că probabil telespectatorii dumneavoastră au văzut în repetate rânduri că am ieșit și am avut puncte de vedere noi, oamenii de afaceri, patronatele, asociațiile oamenilor de afaceri. Și ceea ce a spus duminică la ședința de guvern domnul Băsescu, l-aș numi așa, foarte fin, plagiatură, pentru că n-a făcut decât să preia toate punctele noastre de vedere pe care le tot spunem și chiar am și fost acuzați că ne plângem pe la televiziuni, că suntem pesimiști, că atacăm necuvenit guvernul și conducerea. Iată că s-a adeverit că ceea ce am spus este adevărat și eu mi-aș permite să spun un pic mai, poate mai dur decât domnul Ioniță. Valul acela de optimism a fost clar legat de electorat. Credea și spera că mai multă lume va ieși la vot, că fiecare partid va obține mai multe voturi. S-a terminat cu votul și iată, se vine cu o realitate pe care noi am spus-o de foarte mult timp. N-a fost nici, din punctul meu de vedere ca om de afaceri, n-a fost cu nimic mai bine, că a încercat să deformeze până la urmă adevărul, pentru că ar fi fost bine doar dacă spuneau așa și luau măsuri, vedeți? Dacă aceasta a fost beția electorală sau nu? Beție, a spus Radu Soviani. Spuneți-mi, după beție, în realitate, în economie, lucrurile stau cum? Haideți să vedem unde sunt durerile cele mai mari, de unde ar putea să vină șomajul cel mai mare, ca să știe și cei care lucrează în astfel de domenii ce îi așteaptă.
Păi șomajul a și venit, că iată, față de decembrie 2008, avem cu 50% mai mult, depășim 500.000 de șomeri. Evident că vine mai ales din industria prelucrătoare. Aici nu ne putem juca, cum spun unii, da, restructurați, adaptați-vă numărul. Nu, că într-o industrie prelucrătoare, într-o industrie în care ai utilaje, în care ai costuri cu funcționarea sau nefuncționarea utilajului, nu poți așa, bătând din degete, să restructurezi. Și evident că întreprinzătorul a încercat să mai prelungească, dacă vreți, agonia, să mai meargă cu pierdere, să mai spere. Eu vă spun sincer, n-am zi în care să nu fiu sunată ca președintă de patronat de toate companiile textile din țara asta care să ceară de lucru. Deci, clar că în semestru 2, în partea a doua anului, vor crește, cel puțin din domeniul industriei prelucrătoare, industria de bunuri de larg consum, vor crește numărul de șomeri. Dar este aiuritor ca astăzi, duminică, președintele să spună că semestrul 2 va fi mai prost, iar vineri, când eu am făcut forumul industriei ușoare, președintele Comisiei de Prognoză să vină să ne spună în cadrul forumului că semestrul 2 va fi cu plus. Gândiți-vă ce să mai înțeleagă un om de afaceri, cum să-și mai construiască un plan de afaceri când toată lumea are puncte de vedere, mă refer acum la oficiali. Doamna Grabini, ar trebui să mai adaug eventual dintr-un comunicat dat nu foarte de mult, cred că în urmă cu două săptămâni de UGIR 93, cinci domenii principale ramuri, spunea cei de la UGIR 93 în economie, vulnerabile în acest moment. IT, construcția de mașini, industria textilă, industria metalurgică, industria chimică. Haideți să încercăm să completăm... Sigur, și industria mobilei. Și industria mobilă este la fel de afectată. Noi suntem în aceeași confederație patronală, ne întâlnim. Industria mobilă scade vertiginos și e cumva explicabil. Oamenii se mai duc să-și schimbă mobila acum? Se mai duc oamenii să cumpere bunuri de folosință medie sau lungă? Nu. Oamenii își țin banii pentru alimente, pentru copii, eventual poate o nișă îngustă. În aceste condiții, domnule Marica, rămâne în picioare prognoza guvernului pentru 800.000 de șomeri până la sfârșitul anului sau ajungem la cât? Din întâlnirile faceți parte din grupul de lucru, să spun așa, cu Ministerul Muncii pentru legea salarizării unice și nu numai. Vă tot întâlniți în ultima perioadă. Aveți pulsul din interior, să spun așa. Aveți un răspuns pentru previziunea asta legată de numărul de șomeri? Vreau să zic că politicienii au reușit să injecteze în cei care îi reprezentăm așa o letargie. Mai acceptă oamenii aceste minciuni încă. Noi nu reușim să-i convingem de anumite aspecte și de aceea nu reușim să-i mobilizăm. Nu mai avem capacitatea asta pentru că lucrurile sunt de la stânga la dreapta atât de bulversatoare, încât fiecare individ, în familia lui, copiii lui, zice, băi, să tăcem din gură că probabil nouă nu se întâmplă nimic. Doamne ajută fiecare... Românul așa a început să gândească. Nu mai reușim să mobilizăm, nu mai reușim să facem presiune pe guvern să facă programul anticriză. Nimic din programul anticriză nu este pus în aplicare. Nu reușim să facem presiuni pe guvern să mai iasă o leacă din casa asta românească pe care o bulversează, să ducă prin piețe, prin Rusia, prin peste tot, să vedem unde desfacem mobilă, unde facem cu textilele astea, ce facem. Singurul lucru la care am ajuns un pic paria națională este sistemul bugetar pentru această lege a salarizării pe care toți ne batem, a bulversat-o. Eu am spus de la început, domnule, ce vă trebuie atâta bulversare când dacă noi am înghețat salariile, am înghețat angajările, am înghețat tot ce se putea face și anunța acum cei de la prognoză că au crescut cheltuielile cu salariile. Dar noi n-am mai angajat pe nimeni. De unde? Cine i-a adus pe oamenii aia? Pe unde? Pe care ușă? O să vedem imediat într-un material și cu cât au crescut cheltuielile cu salariile. În zona administrației fac precizarea asta. Deci am înghețat salariile, s-a anunțat oficial. N-am mai făcut nicio angajare, s-a făcut oficial. Dar eu mereu am spus, domnule, cu consilierea aia, mai lăsați-i deoparte, vă rugăm noi mult de tot. Mai puneți deoparte, nu mai aduceți oamenii voștri peste tot să împânzim chestia asta. Câți consilieri poate să fie ca să influențeze statistica? La ora actuală a crescut la 18.000. Cu salarii între 28 și 30 de milioane. Deci, Ministerul Finanțelor are 22.000 de salariați, care adună și colectează, iar consilierii în România sunt 18.000. Păi înseamnă că ar trebui să consilieze la un și nivel... Și un economist la Ministerul Finanțelor, un economist la muncă, un economist la Inspecția Muncii, are 12 milioane, între 7 și 12 milioane. Bun, domnule Mai, foarte clar. Ne-a spus președintele Băsescu în luna aprilie, înainte să o spună guvernul sau forțând guvernul să recunoască,
că a fost o dificultate reală în plata salariilor. Tot președintele a fost cel care a dezvăluit că Ministerul de Finanțe se împrumută constant de pe piață pentru a acoperi cheltuielile curente. Atenție! În discuțiile pe care le aveți cu Ministerul Muncii, ați luat în calcul sau ați pus întrebări legate de posibilitatea de a plăti salariile? Noi am pus întrebările următoare. Domnilor, programul de guvernare pe care l-ați avut și care l-aveți, pe baza promisiunilor care le-ați făcut în campania electorală, trebuie respectat. Și eu am spus da. Bun, dacă trebuie respectat, trebuie să începem să lucrăm pe el. Da. Deci eu nu recunosc ce spune domnul președinte, nu recunosc ce spune premierul acum. N-am de ce să recunosc. S-au dus cu plăsuța și au acceptat un anumit tip de mandat. Eu lucrez tot pe mandat. Sunt un om care lucrez cu mandat. Ei au un alt mandat acum. Ei pe ăla trebuie să-l îndeplinească. Să crească salariile. Eu nu pot să abdic de la mandatul care ei și l-au dat. Și au venit în fața noastră pe bază de vot. Stai, ce să facem? Că a abdicat economia, nu dumneavoastră. Abdicat nu, economia. Și economia acum, nu poate și acum să întreb, facă așa. De unde să crească salariile? Și acum întreb eu. Cine ar trebui să rezolve problemele astea în societatea asta? Cineva care se plânge la televizor că am intrat în recesiune? Cineva care spune că n-am intrat în recesiune? Cine trebuie să rezolve problemele astea? Sindicatele? Presa? Noi aici facem o dezbatere, înțeleg. Dar astea sunt problemele lor. Nu trebuie să plângă la televizor. Pentru că au venit un alt mandat. Ar trebui să înceapă să lucreze și nu toată ziua. Suntem în recesiune, cade plafonul pe noi. Acum ce a făcut? A făcut o contracție la cheltuieli. Toate declarațiile astea au făcut o contracție la cheltuieli. Au făcut o contracție pentru plata primei case, ce aude lumea? Recesiune. Băi, ne dau ăștia afară, nenorocire. Mă sună pe mine, băi, lidere, ce știi, ne dau afară. Băi, nu știu, bă, că ăștia nu știu ce mai fac. Una îi zice astăzi, păi mine e altfel. Deci cam așa stau lucrurile în realitate. Plus, nenea Ion, care cultivă grâul lui alea, și dacă îl pui să adune pământul la un loc, zic, și cum să nu cresc eu vaca mea, porcul meu, niciodată. Deci nu ne, spre asta discutăm, domnule spre Marica, reală. Ați văzut că președintelui țării nu-i place prea multă filozofie, vă aduc și eu la date, ca să spun așa, să se uite, sperăm și președintele la noi în această seară. Dar să nu spuneți despre popădie. Nu am nicio popădie pe tablă, după cum vedeți. 800 de mii de șomeri sau mai mult, Radu Sovian. Presiunile sunt de creștere spre 800 de mii de șomeri. Acum, cu cât scade economia mai mult, cu atât numărul șomerilor va fi mai mare. Economiștii spun, când economia crește sub potențial, adică cu cât ar putea să crească ea, cu ocupare de plină a forței de muncă. Probabil că 800 de mii se poate defini, se poate dovedi o cifră realistă. După cum vezi, nici markerul nu vrea să mai scrie 800 de mii de șomeri. Cei de la statistică au pixuri mai mult. Cei de la statistică, am înțeles. E important de unde vin acești creștere șomeri. Creștere de minus 4. Vedeți că din sectorul public nu vin, ci vin din sectorul privat. 4. Aici e o diferență. Și aici nu este se o problemă. Concediază din sectorul public. Se concediază pentru că toată povara acestei crize este aruncată, de fapt, asupra sectorului privat. Domnul Ionuță. Asta e realitatea. Domnul Ionuță, noi știm la ora actuală agricultura în ce direcție merge? Știm transporturile României, ce se întâmplă cu ele? A venit cineva în fața acestei națiuni să spună pentru acei 800 de mii, de mâine începem să facem România agricolă. De mâine începem treaba asta. Ăsta e programul. Aveți un program de ăsta demonstrat, spus de cineva? Și mie, vă rog, doamna Grapini. Dacă îmi permiteți și mie, sigur, domnul Marica are un mandat și își apără mandatul de lider de sindicat și tot respectul. Problema este esențială ce a spus domnul Ionită. Pe noi privații, pe întreprinzătorii privați care ne-am riscat în garanții și case și tot ce avem noi. Și acum constatăm că nu există nicio măsură luată concret pentru menținerea locurilor de muncă, nu pentru creștere. Cine ne întreabă pe noi? Noi suntem expuși, sigur, închidem, rămânem cu datorii, ne confiscă casa, cum se plângeau niște firme din ajut și ce o să se întâmple până la urmă? Acel buget care are nevoie să alimenteze pensiile, salariile bugetarilor, de unde va mai avea venit dacă economia privată nu funcționează? Și aici este o chestiune care trebuie spusă foarte, foarte clar. Responsabilitatea pentru funcționarea economiei din punct de vedere al politicilor și fiscale și comerciale și industriale o are guvernul. Din nefericire, domnul Boc, am văzut astăzi o reluare în mai în Parlament, în fața aleșilor locali și a țării, spune că deja mergem spre creștere, iar peste 3 zile, adică în iunie, nicio lună, auzim că vine președintele să-l informeze pe prim-ministru, care probabil n-a aflat, că suntem în recesiune. E o anormalitate
totală, când în jurul nostru toate țările au luat măsuri și au stabilit o strategie, fie că au scăzut fiscalitatea pe salarii, fie că au scăzut impozitul ca bulgarii pe venit. Noi am introdus aberantul și superaberantul impozit pe pierdere. Ajungem imediat, doamna Grapini, și la TVA și la impozit. Da. Haideți să vedem, vă întreb pentru a vedea... Dar voi numai să fac pronosticul cu șomerii. Deci, din punctul nostru de vedere, a patronatului, cred că se depășește cifra de 800.000 dacă noi avem deja, la ora la care discutăm, peste 500.000. Bun. Tinde până unde, doamna Grapini? Este o situație la... pe care nu înțeleg. Dacă nu 800.000, atunci cât? Până la un milion. Am spus că până la un milion, da. Bun, doamna Grapini, haideți să vedem și care este situația veniturilor guvernului în acest moment, cu cât se împrumută de pe piață, pentru că sunt deja întârzierii la plata salariilor în sistemul bugetar. Vedem împreună materialul. În primele 6 luni ale acestui an, statul a împrumutat de la bănci 36,2 miliarde de lei, de 3 ori mai mult decât anul trecut. Autoritățile au fost nevoite să ia bani cu împrumut în condițiile în care veniturile la buget sunt tot mai mici, iar cheltuielile sunt în creștere. Fondurile nu sunt însă suficiente. Ministrul Muncii a tras deja un semnal de alarmă cu privire la resursele financiare necesare pentru plata pensiilor. După 5 luni, bugetul asigurărilor sociale are deja un deficit de 1,2 miliarde de lei, aproape cât era estimarea pe tot anul. Și cu plata salariilor sunt probleme. La CFR Marfa, angajații au primit remunerațiile în două tranșe, iar unii profesori s-au trezit cu doar jumătate din salariu. Peste 400 de profesori din 13 localități clujene au primit în ziua de salariu fie mai puțin bani, fie deloc. Același lucru s-a întâmplat și în Harghita și Teleorman. În aceste condiții, toți ochii sunt îndreptați spre împrumutul de 5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Prima tranșă de 1,5 miliarde de euro va veni luna viitoare. Bun, în aceste condiții, Radu Soviani, salariile ar trebui să meargă în jos, cum spuneam, am văzut că în sistemul bugetar au crescut. Întrebarea este, la această situație a veniturilor bugetare acum și la o previziune sumbră a consilierului domnului Sărescu de creștere economică mai mult de minus 4, până la minus 6, am discutat vineri în emisiune. Vor fi în mod cinstit bani de salarii până în toamnă? Dacă nu, de unde se va face rost, să spun depinde, așa? E o întrebare foarte bună, Ana. Depinde ce înseamnă cinstit. În momentul de față, dacă ne uităm la buget, el are deficit. În luna aprilie, 1,8% deficit din produsul intern brut, în creștere față de luna martie. Este pentru prima oară în ultimii 5 ani, cel puțin, în care deficitul se accentuează în luna aprilie, o lună în care tradițional se varsă mai mulți bani la buget. Deci sensul este rău. Foarte rău. Pentru luna mai, semnalele pe care le am eu spun că deficitul bugetar va fi peste 2% din PIB. Ce înseamnă acest lucru? Cheltuim mai mult decât încasăm în acest moment. Și atunci de unde luăm bani? Pentru că salariile se plătesc cu întârziere, cu alte probleme. Deci de aici avem un semn întrebării. Se vor plăti, salariile în continuare, dar pe datorie. Pensia se mai mărește cea minimă la 350.000? Păi astea sunt probabil că sunt la 350 de lei, probabil că sunt... bani marginal față de cheltuielile. Deci nu e o presiune foarte mare pe buget atunci? Și dă bine electoral. De unde atunci? Sunt două elemente. Eu în 26 mai vorbeam cu domnul ministru Gheorghe Pogea și îi spuneam: domnul ministru, ați tăiat de la investiții ca să aveți cheltuieli în alte parte. Cheltuielile pentru investiții s-au redus cu 24% în primele 4 luni din acest an față de primele 4 luni de anul trecut. Nu e adevărat că eu gândesc simplist, să-i spun acum și domnului președinte, care a spus despre investiții că sunt mai mici decât cele de anul trecut, că și domnia sa ar gândi simplist, pentru că e în același sens. Cheltuielile pentru investiții sunt mai mici decât cele de anul trecut. De ce? Pentru că s-a tăiat de la investiții pentru a se plăti pentru salarii și pentru pensii, care sunt prioritare în momentul de față, dar decelerează capacitatea investițiilor bugetare, investițiilor de stat, de a ajuta la limitarea descreșterii economice. Deci o rectificare bugetară anunțată de altfel, tot acolo va merge. Categoric va veni. Întrebarea este alta. Aici, în zona TVA, impozit venit, ajungem? Vom ajunge. Părerea mea, opinia mea personală, deși nu este bine ca într-o perioadă de criză, de contracție economică, să majorez taxe și impozite, s-ar putea ca foarte curând să se vireze spre majorarea fie a TVA, fie a impozitului pe venit, pentru că statul nu poate continua la nesfârșit să cheltuie mai mult decât încasează, să se împrumute, să ia bani din sectorul privat, care se împrumută mai scump, pentru că statul este și se împrumute. S-a declanșat acest serviciu și văd că nu există nicio idee de a ieși din el. Să merge pe această spirală
goală tot mai adânc. Domnule, există adică o idee. Să scot banii pentru plat prin împrumuturi, ministerul atrage finanțele de pe piață, banii puținii care există și dă în salarii, omoară creditarea, omoară IMM-urile, omoară mici întreprinzători, ăștia trebuie să concedieze statul de frica asumării responsabilității. Guvernul, dacă ar zice 20.000 de slujbe care nu se justifică în sistemul birocratic, renunț la ele. Dar nu-și permite. Și atunci aruncă această povară, cum spuneam, în sectorul privat, pentru că patronul dă afară, că n-are încotro. Patronul nu poate să susțină o activitate fără să aibă profit. Și atunci patronii concediază din sectorul privat în dragi, statul stă bine și mărește lefurile, că nu e problemă, și atunci cei care trebuie să susțină bugetul... Care lefuri mărite? Că eu n-am înțeles. Păi au crescut cheltuielile cu salariile. Cu 17%. Le-am explicat că n-are nicio treabă cheltuiala asta cu ceea ce înseamnă administrația și funcția. Ce și-au adus oamenii ăștia, consilierii lor și treaba lor, asta este pe minciuna care au spus-o și înainte, că noi restructurăm cabinete, că facem, că dregem. N-a crescut nimic în domeniul ăsta, niciun salariu. Nu, asta nu înseamnă că lucrează în administrație. Oamenii sunt consilieri. Deci sunt cheltuieli bugetare, da? Cheltuieli bugetare. Iar patronul, care nu are cheltuieli de la bugetul de stat, concediază. Noi nu avem nici interes ca să micșorăm numărul salariaților, pentru că bugetul național se bazează în proporție foarte mare pe veniturile din impozitul pe salarii. Pentru că de multe ori se întâmplă, chiar dacă mărim la impozit, s-ar putea să nu casăm acești bani. Dar o eficientizare, domnule Marica, poate să existe. O eficientizare, da. Noi am mai vorbit în emisiuni despre amantene, poate verișoare, a fost adus un alt set, lăsându-se și setul anterior. Vor rămâne ca și ANL-ul care și-a dat casele la nepoate la alea. Aia vor rămâne. Ce mi-e teamă mie? Câți strâng impozitul? Că ați spus mai devreme. 22.000. 22.000 de oameni strâng impozitul. Dar de unde să dai afară? Din ce? Din profesor, din sănătate, peste tot este dificil. Radu Soviani, deci, dacă TVA, cu cât TVA, ar putea? Cu mai mult de 2%? Greu de spus. 2 până la 3 puncte procentuale, ori TVA, ori impozit pe venit. Deci ar putea să fie 21, 22? Radu, ori TVA, ori impozit pe venit. Consumul și așa consumul e mort. E consumul mort, e mort. Mai rău. Consumul s-a redus cu 13% în acest moment, dar pentru bugetul de stat TVA-ul este cel mai ușor de încasat, în sensul că fiind nu mai ai vânzare ce ai vânzarea de strictă necesitate. Eu spun cum ar putea probabil, în opinia mea, deși nu se face așa într-o situație de criză, dar aici trebuie dat vina pe băieții ceilalți care au fost irresponsabili din punct de vedere fiscal, cu ajutorul băieții ăstora care au sprijinit să fie irresponsabili din punct de vedere fiscal, probabil că aceasta va fi pârghia de încasare cea mai rapidă, cu efecte probabil perverse asupra economiei. Dacă nu impozitul Dacă nu impozitul pe venit. Ori TVA, ori impozit pe venit, un impozit deci, major. Ori una, ori alta. În cel mult 6 luni de la 30 iunie, poate să fie de la 16 la 19. Asta sunt scenarii. Ele suportă... Le punem un aproximativ sau un semnul întrebării. Ele suportă ajustări și vă dați seama că eu n-am în fața mea ce are pe masă guvernul României sau ministrul de finanțe. Din punctul meu de vedere, ar trebui să umble la un Doamna impozit Grapini. Major. Pentru TVA și impozit. Eu mă pot aștepta la orice. Poate să crească orice taxă. Este cea mai mare banalitate pentru un guvern să majoreze taxele. Important e că dacă pune TVA-ul și cu 3 și cu 5% mai mult, dar consumul scade și aplicat la o cantitate mai mică, nici măcar din TVA nu mai încasează. Soluțiile sunt altele și nu le spunem noi, întreprinzătorii din România, că nu suntem considerați cei mai deștepți, dar o spun economiști de bază, cu experiențe internaționale, că nu asta ar fi soluția să ne tot majoreze taxele, nici să nu le știm când le majorează și să fim în imposibilitatea de a ști să ne stabilim un preț al produsului nostru sau al serviciului. Alte căi sunt pentru deblocarea economiei, dacă vreți. Exact cele inverse. Nu majorare, ci scădere. Nu cheltuieli pe salarii și consilieri, cum spunea domnul Marica, ci pe investiții în care să pună în mișcare, dar nu investiții programul Casa, în care dă niște case construite și l-auzeam pe domnul Ovidianu, da, se mai cheltuie ceva, că se mai cumpără mobilă, perdele și nu da, știu Grapini, ce. Guvernul deci a dat asigurări că nu va mări nici TVA-ul, nici impozitul pe venit. Și atunci vă întreb de unde să facă rost pe românește de bani la buget ca să plătească și salarii și pensii, să-și vadă și de programul de investiții de unde?
Păi bine, pun și eu întrebarea. Eu de unde să-mi plătesc oamenii dacă în fiecare zi aflu de alte taxe și impozite? Domnul Sovian sau domnul Ioniță spunea că guvernul nu ne dă nouă cheltuieli, ba ne dă gârlă. Că iată, dacă până anul trecut plăteam, scăzusem un pic birocrația, plăteam pe documente diferite, IMM-urile plătesc chiar și pe documente separate zeci de mii, sute de taxe, care câte un geamantan de hârtie în fiecare lună stată de plată pe hârtie la ITM și pe dischetă, nu știu de ce o fi trebuind, că ne-am informatizat, s-o cheltuit o groază de bani cu informatizarea, schimbă softurile ca să dea de lucru la niște companii abonate toată ziua și ne pune să refacem toată ziua situațiile și iată, astea sunt costuri suplimentare pe care le avem în curtea noastră și nu depinde de noi. Doamna Grabini, deci domnilor, s-ar putea să vină unul și mai interesant. S-a contractat piața? Spuneam că s-ar putea să vină unul și mai interesant. Mi se mai toarnă și costul. Doamna Grabini, plecând de la cursul euro, ING a dat astăzi o previziune iarăși interesantă și dură, să spun așa, 4,7 lei în septembrie, 4,5 până la sfârșitul anului. O să vă întreb după publicitate dacă sunteți de acord sau aveți alte informații în legătură cu cursul leu-euro. Publicitate și revenim. Descoperă oferta care vine la fix. Acum vorbești nelimitat între fix și mobil cu Rom Telecom și Cosmote. Mai mult, primești și telefonul LG KF510 la numai un leu cu abonamentul Cosmote Full Option 130 și oricare abonament Rom Telecom voce. Te așteptăm în magazinele Cosmote, Rom Telecom și Germanos. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Stabilizarea economiei, măsuri anticriză, stabilizarea cursului valutar. Canalizare, gaze, electricitate, televiziune prin cablu. În primul rând în infrastructură. Parcări, drumuri, viaducte, poduri, treceri de pietoni. Avem nevoie de niște investiții solide. Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Nu-ți mai pedepsi capul. Ia un Memo Plus. Memo Plus. Îți merge mintea. Produs garantat Valmark. Bramac Protector sfidează provocările naturii. Oferă rezistență sporită la fenomene naturale, la depuneri de praf și reziduri. Spune-i acoperișului pe nume Bramac. Ce faci, mă, aici? Vrei să mă sperii? Ți-e rușine? Ia să-l cheme pe fiul meu să te bată. O sun oriunde, chiar și pe mobil, că e ieftin și am și o oră gratis. Știi ce-i fiul meu? Bodyguard. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Am ales să ne continuăm drumul alături de milioane de români. Am investit peste 4 miliarde de euro în România în ultimii 4 ani și vom continua. Acum este greu pentru toți, dar împreună vom reuși, pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Ți-ai dori să ajungi mai ușor la orgasm? Noul Durex Play O, gel pentru stimularea orgasmului. Mai ușor, mai intens. Durex Play. Se experimentează. Încearcă și inelul vibrator Durex. Gesturile drăguțe. Năzbâtiile copiilor tăi. Micile pățanii din timpul tău liber. Momentele care te fac fericit depind de prețul mașinii? Gândește-te. Contează pe Dacia. Pentru că vrei să rămâi cu bani de concediu fără să ratezi o ocazie unică, Domo îți face o ofertă la rece. Ia-ți acasă combina frigorifică Whirlpool cu numai 1099 de lei. Whirlpool simte diferența. Domo, pentru acasă. Thank you.
Intră în joc cu internetul de la RomTelecom ClickNet și ai o consolă Wii de la Nintendo, cadou sau 6 luni gratuite de abonament, plus până la 67% reducere la abonamentul lunar. Cumpără până la 29 iunie orice model, Logan, Sandero sau Logan MCV și profiți de leasing cu dobândă începând cu 0%. În plus, primești aerul condiționat cadou. Contează pe Dacia. Star, secretul verilor răcoroase. Papa! 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 Nimeni nu rezistă cât ferestrele noastre. Geam cu protecție solară la preț de geam standard. Oferta Q-Fort, proiectată să nu-i reziști. Pentru redefinirea feței și chiar a liniilor de contur și gât, am nevoie de cea mai bună cremă Effect Lifting. Decizia mea e luată. Inovație. Revitalift cu acțiune integrală pentru față, contur și gât. O îngrijire profund restructurantă cu vitafibrină ce dă fermitate și destinde pielea, chiar și liniile de contur și gât. Contur mai bine definit. Profilul gâtului întins, ca după un lifting. Noul Revitalift acțiune integrală față, contur și gât de la L'Oréal Paris. Eu văd diferența, pentru că merităm. Doar un artist al fructelor recunoaște culoarea portocalelor bine coapte, bogate în fitonutrienții creații de natură, pentru a-ți păstra sănătatea și vitalitatea. Gapi îți oferă vitalitate din fructe bine coapte. lei spune că va fi euro în septembrie, ING, doamnelor și domnilor. 4,7 este o previziune realistă sau alarmistă, Radu Sovien? E greu să spun a face prognoze pe termen scurt, e ușor neprofesionist. Cert este că în momentul de față Banca Centrală face o treabă foarte bună, limitând deprecierea leului și ținându-l undeva între 4,1 și 4,2 lei pentru un euro, cu eforturi semnificative care se văd din punctul de vedere al rezervei valutare, ținând, împiedicând leul să se ducă peste un anumit nivel sau sub un anumit nivel față de moneda unică europeană, împiedică o anumită degradare suplimentară a portofoliilor de credite ale băncilor comerciale și împiedică o serie de alte dezechilibre, scumpiri și așa mai departe. Cât va putea să facă acest lucru, cu cât se va corela mai bine politica fiscală cu politica monetară, iar politica fiscală cam eșuează din punctul de vedere al corelării cu politica monetară, Banca Națională va reuși să țină între 4,1 4,2. Ce va fi mai încolo, va mai fi un moment greu în toamnă. De ce? Pentru că mai sunt câteva scadențe din punct de vedere al datoriilor care trebuie plătite de România. Am avut acum un vârf în luna mai undeva la 10,6 miliarde de euro, dacă mi-aduc bine aminte cifra respectivă. S-a rezolvat prin împrumutul de la Fondul Monetar Internațional, de care guvernul fugea ca de dracu, autoritățile fugeau de Fondul Monetar Internațional, de parcă ar fi fost cel mai mare rău care se poate întâmpla. Acum, dacă ne uităm în 14-16 mai, venea premierul cea, noi am încheiat acord cu Fondul Monetar Internațional, am limitat efectele crizei. Păi în ianuarie, februarie ce spuneau? Nu ne trebuie Fondul Monetar Internațional. Iată că ne-a trebuit și fără femei, cu siguranță ne-ar fi fost mai rău decât ne e în momentul de față. Subiani, dacă se ajunge aici la 4,7 luni, consecințele imediate care sunt? Păi consecințe imediate, inflație, pe de-o parte, pe de altă parte... Cu cât poate determina creșterea? De la 4,2 la 4,7, să zicem undeva, inflația prognozată este la 4,4% în acest moment, poate urca undeva spre 7%, de la absolut. 4,4 la 7%? La 7%. Repet, nu e un scenariu pe care îl validez 4,7 pentru că nu am suficiente detalii pentru a le vedea. Dar oricum există presiuni inflaționiste, deși cererea scade. Dar, având în vedere că încă importăm o cantitate semnificativă, uite, dacă ne uităm la energie, spre exemplu, ține minte că în urmă cu aproximativ vreo două luni era o discuție foarte importantă cu prețul gazelor. Că, domne, nu ieftinim acum prețul gazelor când se poate. Îl ieftinim în iulie. Îl ieftinim în iulie. Păi, ANRE-ul că în iulie va fi ieftinit și curentul electric și gaz. Și bine că l-a ieftinit atunci, pentru că acum nu mai au ce ieftini. Prețul petrolului s-a dus dinspre 32 spre 72 de dolari pe baril. Prețul gazelor este legat de prețul petrolului. Acum veneau și spuneau, nu
avem ce ieftini, dragii mei, în momentul de față, pentru că ia uite ce se întâmplă cu prețul petrolului. Presiunea aici e de scumpire. Dacă Petrom nu mă șel, a anunțat astăzi 7 bani în plus la benzină. Și cred că e a treia sau a patra în ultima lună. Benzină și 6 bani la motorină, tot în urcare. Până la sfârșitul anului vor mai fi astfel de Foarte posibil. Bun. Ion Emioniță. Guvernul își permite, după toate anunțurile legate de prețul energiei și după anunțul ministrului Videanu de astăzi, că suntem într-un blocaj, sunt foarte mulți bani de încasat, Radu Sovianii și de Enel, înțeleg că are această problemă, și Romgaz, mai poate fi în aceste condiții micșorat prețul gazului, mai poate fi micșorat prețul curentului electric? Guvernul este într-o serie de constrângeri din care iată că nu are soluții să iasă. Pentru că vedem, ați vorbit despre curs. Banca este obligată să încerce să țină cursul în limite cât mai rezonabile, pentru că sunt o grămadă de datornici în euro, credite multe în euro. Ori dacă se derapează zona cursului, vor crește datoriile acestor oameni, nu vor putea să le mai plătească și băncile nu vor mai reuși să-și atragă ratele pe care sperau. Așa încât, pentru a nu crea noi blocaje, este obligată să cheltuiască probabil din rezerva pentru a ține cursul în aceste limite, ceea ce spunea și Radu mai devreme. Deci sunt implicații sociale, economice și așa mai departe. Nu sunt deloc simple aceste lucruri. De aceea guvernul nu își permite extravaganțe sau, dacă își permite, se vor plăti extrem de scump peste numai câteva luni. Nu are cum. Deja ne-am permis prea multe extravaganțe până acum, cu măriri de punct de pensie, promisiuni și așa mai departe. Am făcut niște lucruri nebunești, pur și simplu, din punct de vedere economic. Stăteam cu lupul la ușă și noi deschideam ușa, ca trăiezi cucuieți. Eram și deschideam ușa. Intră lupule și ne mănâncă, că noi ne-am predat crizei economice. Și, până, vedem ce se întâmplă, cum se leagă toate aceste lucruri și merge pe un scenariu de inflație, dar mai rău ar fi să meargă pe un scenariu de deflație. Să ajungem cu prăbușirea prețurilor. Niciun risc. Și atunci vedem cum se închid și cad toate firmele, pentru că prețurile nu mai pot fi... Niciun risc de deflație, și o spun chiar dacă îi supără pe mulți. Nu, zic, era un scenariu. Vedem Petromul. Când s-a dus petrolul din 147 dolari pe 32, cu țărâita, cât un pic, cât un pic. Okay. Acum de la 32 la 72, dar 6 bani, 7 cerere, bani, 6 bani, 7 bani. Cerere. Cererea nu se va pitici de tot. Nu se va pitici. Există un nivel sub care nu poate coborâ în condiții rezonabile. Mai mănâncă, se mai deplasează, sigur că există anumite ajustări care se întorc împotriva bugetului de stat, venituri mai puține, cheltuieli mai mari, iar tăieri de la cheltuielile de capital, iarăși investiții mai puține. În aceste condiții, domnule Marica, înțeleg că legea unică a salarizării e un termen, parcă 20 iunie ar fi sâmbătă. Se menține acest termen sau se amână? Că sunt niște informații venind de la Ministerul Muncii chiar în această seară, citesc din ziarul Gândul. Trebuia mâine să avem întâlnire, ne-au convocat pentru miercuri, noi ne ducem cu temele făcute. Eu mențin punctul de vedere că această lege poate fi pusă în aplicare cam prin 2021, adică să ajungă la această aplicabilitate. De ce, domnule Marica, în care, 2021 pare că ironizați guvernul foarte mult. Este o realitate, noi am făcut niște analize și ceea ce vor dânsii să facă este o chestie electorală. Vreau să anunț colegii mei și pe toată lumea că ne așteaptă o perioadă grea. Va fi o perioadă când vor da, după ce trece campania electorală și anunț, iar clar, în 2010 dăm oamenii afară din administrație pentru că atunci se termină campania electorală. Dar legat de salarii, când ați negociat acum aceste salarii de 48 de milioane, de 50 și ceva de milioane, n-ați pus umărul la ce spuneați mai devreme, la această întrecere electorală? Deci acestea ne-au fost puse pe masă, pentru că am plecat de la un dat, și anume salariile judecătorilor, salariile armatei, salariile poliției, și a trebuit să le echilibrăm. Echilibrarea s-a făcut în funcție de salariul cel mai mare. Ei, aici, de aici a rezultat creșterea. Cum o să ajungem la ele? Eu am zis că în 2021. De ce? Eu trebuie să-l stopesc pe cel care are salariul mare acum și încet, încet să cresc. Cum voi crește? Asta am spus. Când voi crește, eu să ajung la suma respectivă, este 2021, este o sumă, un an rezonabil la care m-am referit. Ei spun că în 2-3 ani. Noi nu credem lucrul ăsta și mai mult de atât chiar ne batem pentru locurile de muncă. Accept ce a spus doamna Grapini și noi ne dorim să menținem locurile de muncă, pentru că înseamnă impozite la stat, înseamnă că putem să ne plătim datoriile la bănci. Ce se întâmplă, în schimb, cu băncile? Dacă începem să dăm afară, sectorul privat a fost cel mai, sectorul bugetar a fost cel mai sigur și au făcut împrumuturi.
Au făcut doar împrumuturi la bănci. Dacă începem să dăm afară din această zonă, nu este numai problema că nu mai poate să dea bani înapoi, ci avem o problemă și în ceea ce privește construcțiile, în ceea ce privește tot sistemul ăsta și noi ne-am bătut foarte tare să nu dăm afară oameni. Pentru că îi trimitem în altă parte, la șomaj. Tot pe bani din zona bugetară. Deci, cu alte cuvinte, la ora actuală, noi cerem și spunem așa guvernului, dați-ne de treabă să facem treabă. Noi vrem, dar voi stați mai mult pe birouri și vă bateți pe electoral. De exemplu, astăzi spune, ne dădea o experiență premierul de cum poate să rezolve problema codurilor. Și a explicat lui tatăl meu, cu 4 clase primare, 2 ore, cum e cu codurile. Când tatăl meu, cu 4 clase, trebuie să spune, băi, că eu pățesc lucrul ăsta la mine în casă. Și spune, băi, ce ați făcut voi pentru mine, bă, care trebuie să cultiv grâu ăla pe acolo? Nu-mi dați nimic, nu faceți nimic. Cam așa vorbește tata cu mine. Noroc că mi-a apărare mama. Au deci făcut, Radu Sovianii, acest proiect Prima Casă. Este în măsură să determine o mișcare substanțială în economie? Substanțială nu. Categoric este o mutare bună care suportă ajustări, dar dacă vor începe în continuare, cum văd că se continuă atât la nivelul președinției cât și la nivelul guvernului, să zică băncilor, dai cu 5% dobândă, dai cu 5,25, ușor, ușor, să zică băncilor, băncile, da, guverne, de ce nu dai tu cu 5% dobândă? Păi statul, și aminteai Oana puțin mai devreme despre faptul că statul se împrumută de pe piață. Știți cât a împrumutat asta? Statul 2 miliarde de lei la dobândă în lei de 11,04. Pe media urca și peste 11,04. Statul o să zică, domne, eu garantez, dă dobândă mai mică. Păi mai puțin de 12, de 13%, de 14, 15% în lei este foarte, foarte greu de dat. La 5% în euro nu se împrumută nici statul. Cum poate banca comercială să te împrumute pe tine sau pe mine cu mai puțin de 7-8%. Astea sunt niște vise. De ce n-ar împrumuta statul cu 12%? De ce n-ar împrumuta statul cu 12%? Aici iarăși este un dublu discurs. Țipă președintele sau exclamă președintele, spune că băncile îți devină, Banca Națională îi devină, dar statul se împrumută. Este ultimul minut și vreau să le transmiteți celor de acasă și sfatul, să spun așa. Cât ar trebui să aibă venitul o familie astfel încât să nu riște accesând acest program Prima Casă. Nu să-și riscă permită nimic pe termen lung să plătească ratele. Dacă dosarul este acceptat, nu riscă nimeni nimic. 3.000 de euro avans, 5%, cât ar sta cu avansul și până ar fi eventual executat SRI dacă ar fi ceva probleme, ar costa chiria pentru persoana respectivă. Nu e niciun risc pentru cine se bagă. Domnul și este Sofiane, eligibil. Cu tot respect, vă rog. Îmi permiteți și mie să intervin. Vă cu tot respectul, programul acesta Prima Casă, credeți că este pentru muncitorul meu? Are muncitorul meu venitul de 700 de euro? Categoric ca să nu poată să-și permite să ia împrumutul? Este iarăși făcută pentru cei care au o casă, o să vândă la nepoți, o să apară că ia Prima Casă și se rezolvă aceeași clientelală politică. Nu e pentru oamenii care nu au într-adevăr casă. Acești oameni nu au venitul și nu pot accesa acest program. Da, Gabin, dar muncitorul dumneavoastră, nu mai avem foarte mult, muncitorul dumneavoastră care câștigă un salariu de 10, poate 20 de milioane, haideți să lărgim sfera în momentul ăsta, ce ar trebui să facă? Cum să chivernisească în momentul ăsta? Nu știu, să încerce să strângă niște bani în euro, să schimbe 10 deci euro azi? Deci vă rog să mă credeți. Păi nu va putea să acceseze acest program, tocmai asta spun, nu este făcut pentru adevărații oameni care sunt în nevoie și au nevoie de Prima Casă. Dar aș vrea să spun de curs, că pe mine nu m-ați întrebat. Vă rog. Eu cred că dacă depășește media în anul 2009 4,3 cursul, va fi cu efecte dezastroase. Pentru că vreau să-l anunț pe domnul Marica că nu numai bugetarii sau funcționarii publici s-au împrumutat. S-au împrumutat și oamenii noștri, că nu pot trăi. Au 2, 3, 5 copii și și-au luat credite. Mă refer la toată lumea. Acești oameni care nu pot da înapoi. Iar noi, întreprinzătorii, ne-am împrumutat să luăm utilaje ca să putem fi performanți. Deci de la 4,3 lei pe euro este rău, spune Rapini. Din păcate ne-a expirat este timpul emisiunii. Rău. Vă mulțumesc tuturor și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, urmează știrile miezului nopții. Sunt Mihai și cred că succesul în afacere e sigur atunci când te poți baza pe ceilalți. Cu internetul mobil de la Orange ești mai aproape de partenerii tăi de afaceri. Ia-ți abonament pentru internet nelimitat și primești mai mult la același preț, plus 100 de minute Orange pentru abonamentul tău de voce. Iar abonamentul este gratuit 2 luni dacă ți-ai luat un laptop nou în ultimul an. Profită la maxim de laptopul tău! But I can't
Bărbații ar face orice pentru prietenii lor. Iar Ciuc Premium sărbătorește prietenia autentică. Ciuc Premium, din apă pură de Harghita. Gesturile drăguțe. Năzbâtiile copiilor tăi. Micile pățanii din timpul tău liber. Momentele care te fac fericit depind de prețul mașinii? Gândește-te! Contează pe Dacia. Cremoso Duo. Iaurt fin și cremos și cireșe savuroase. Un dublu deliciu pentru o dublă plăcere. Răsfață-te până la ultima picătură. Noul Cremoso Duo cu cireșe și cu cereale glazurate în ciocolată. Decât să stai acolo, apropo, mă mai plin de praf aici. Mai bine te uiți cu noi la un film. Avem o grămadă de canale. Ha? Stai liniștit că nu o să-ți cerem banca la cinema. Că nici noi nu plătim 6 luni. Ia uite un thriller. Poate mai înveți tu ceva. Cumpără până la 29 iunie orice model, Logan, Sandero sau Logan MCV și profiți de leasing cu dobândă începând cu 0%. În plus, primești aerul condiționat cadou. Contează pe Dacia. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? A venit și Dorin să ne povestească meciul. Bună. Așa, și cine a scris? Hai să-ți povestesc. Deschidere pe partea dreaptă, unde joacă Piticola. Cât de bine joacă Piticola. Două centrare înaltă, care să duce, să duce, să duce. L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Chiar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu 2 prieteni favoriți, plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu, totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. În multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Sistemul Ceresit Microprotect, pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu Ceresit Microprotect. Treci pe Cosmote, beneficiezi de ofertele noastre fără să-ți schimbi numărul de telefon, fără costuri suplimentare. Bună dimineața! Neața! O, fetele astea! Bună dimineața, dragul meu! Mersi! Cu plăcere! O, mulțumesc! Eu sunt Alex, prietenul Corinei. Neața, tati! Ce, iubitule, întotdeauna ți-ai dorit un fiu, nu? Iacob Scrânung. Puterea Alinta Romei. Citește numărul 7 al revistei Forbes România. Care sunt afacerile de lux ce se cresc la propriu după cerințele unora dintre cei mai puternici și celebri oameni ai planetei? Familia Dolini creează hainele perfecte, iar britanicul Alexander Amosu tunează cu diamante și aur gadgeturi și accesorii. Forbes România apare lunea la fiecare 2 săptămâni. Al 7-lea număr a apărut luni 15 iunie. Află de la Radu Soviani și invitații săi cum arată produsele financiare lansate de bănci și alege-o pe cea care se potrivește cu adevărat nevoilor pe care le ai. Puterea banilor. Consultant financiar gratuit. Vineri seara la The Money Channel și în fiecare sâmbătă la Realitatea TV. Viața ta se schimbă. Economisește pentru o zi de mâine mai sigură. Acum, Actimel vine cu o super ofertă. Plătești 6, pleci cu 8. Adică doar un leu pe sticluță. Cine a făcut raportul ăsta? Cine a scris mizeria asta? Gata, m-am săturat de atâta incompetență. Raportul ăsta e o rușine! O rușine! Chiar nu am nevoie de oameni ca voi! Ah!
Hai, la treabă și lăsați prostiile. Cel care îl face pe șef să râdă e tipul care face treaba să meargă. Și pentru asta merită un Golden Brown. Pentru cei care fac treaba să meargă, Golden Brown.